Înțelepciunea japoneză a atras întotdeauna mințile occidentale și se pare că această tendință continuă și până astăzi. Poate că motivul este chiar cultura în sine a poporului japonez, filozofia, rădăcinile spiritualității acestui popor, capacitatea de a trăi în armonie cu lumea sa interioară, natura și cu tot ce îi înconjoară. Cultura japoneză ne învață cum să rezistăm dificultăților, învățând să ne simțim fericiți și să ne bucurăm în viață de lucrurile cele mai simple. Ne învață modul în care sinele nostru spiritual trebuie să trăiască în armonie cu lumea înconjurătoare. Ideea existențială în rândul japonezilor este foarte puternică, luând de exemplu enormul lor respect față de persoanele în vârstă, smerenia și adoptarea principiului reciprocității în relațiile interumane. Același motiv stă la baza armoniei și înțelegerii reciproce în majoritatea familiilor japoneze. La rândul meu, sunt absolut convins că înțelepciunea poporului nipon ne poate inspira spre autodezvoltare și astfel ne poate facilita viața de zi cu zi. Prin urmare, în acest video veți cunoaște câteva dintre aceste sfaturi. Fericirea se află în lucruri mărunte. Fă tot ce este în puterile tale, restul lasă în seama sorții. Un astfel de legământ poate părea oarecum misterios și contradictoriu, dar de fapt conține un sens și un adevăr imens al vieții. Noi, oamenii, nu deținem controlul absolut asupra lucrurilor care se petrec acum în jurul nostru și cu atât mai mult a celor care s-ar putea întâmpla. Și totuși, trebuie să ne orientăm viața în conformitate cu scopurile, dorințele și aspirațiile noastre. În partea neașteptată pe care o lăsăm sorții, există și ceva care ne aparține. Fiecare dintre noi poate deveni stăpânul unei părți semnificative a viitorului său. Suntem pur și simplu obligați să-l construim conform calităților și esenței noastre. Un cuvânt bun poate încălzi 3 luni de iarnă. Nu ne costă nimic să fim politicoși și prietenoși, dar pe de altă parte, acest lucru valorează atât de mult. Și totuși, suntem departe de a ne purta mereu cu amabilitate față de ceilalți. Politețea se află în centrul întregii culturi japoneze. De aceea există atât de multe modalități de a o arăta în întreaga țară. De la maniere și gesturi speciale la masă, până la utilizarea anumitor cuvinte atunci când se adresează diferitelor categorii de oameni. Politețea în Japonia este asociată respectului. Este deosebit de important să-ți arăți respectul față de persoanele în vârstă, profesori, șefi, oaspeți sau clienți. Japonezii respectă și păstrează ordinea în toate lucrurile. Nu vei vedea niciodată pe nimeni împingându-se sau lovindu-se unul de celălalt în magazine, transporturi sau alte locuri publice. Chiar dacă sunt sute de oameni la gară, nu va fi nicio îmbolzeală. Oamenii pur și simplu vor face coadă și își vor aștepta trenul. În Japonia se respectă foarte mult spațiul personal al celuilalt. Tot în Japonia, sistemul de eliminare a deșeurilor este unul dintre cele mai dezvoltate din întreaga lume. În primul rând, oamenii își vor sorta deșeurile acasă, dar nu este atât de ușor pe cât pare. De exemplu, locuitorilor orașului Kamikatsu le se oferă un ghid de eliminare a gunoiului. Această broșură conține 42 de pagini cu informații detaliate despre modalitatea de sortare corectă a deșeurilor. În Japonia este o practică obișnuită ca prietenii, colegii de serviciu sau de școală să organizeze acțiuni de strângere a gunoaielor în zonele din apropiere. Dacă problema are o soluție, nu vă mai faceți griji. Și dacă nu, cu atât mai mult. Acceptarea este fără îndoială unul dintre pilonii principale a înțelepciunii japoneze. Aici claritatea minții este însoțită și de o abordare emoțională adecvată. Acest sfat ne vorbește despre faptul că, dacă în viață nu mai putem face nimic într-o situație sau alta, trebuie doar să întoarcem pagina, să mergem mai departe și să ne concentrăm pe altceva, mai important, mai semnificativ. Nu încerca să oprești ceea ce deja pleacă și nu alunga ceea ce vine. Uneori, oamenii devin literalmente obsedați de o anumită idee. Vor să schimbe ordinea lucrurilor cu orice preț, fără să țină cont de realitatea ce îi înconjoară. Își doresc să rețină ceea ce de fapt nu mai au, fie că este vorba despre o relație, un proiect și așa mai departe. Trebuie să acceptăm că există lucruri care trebuie să dispară. Aceasta este legea vieții. La urma urmei, acea prietenie sau acea iubire nu mai au același sens. Și prin urmare, este întotdeauna mai bine să lăsăm în urmă tot ceea ce nu ne îmbogățește ca personalitate. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că viața continuă, multe lucruri se vor schimba, iar noi trebuie să ne adaptăm tuturor circumstanțelor noi. Asumă-ți responsabilitățile. Japonezii sunt un exemplu excelent de atitudine responsabilă față de locul de muncă.
Pentru a îmbunătăți siguranța pasagerilor și a personalului, în sistemul feroviar japonez a fost introdusă tehnica Shisakanko. Mecanicii de locomotive își vor confirma toate acțiunile cu ajutorul mișcărilor fizice combinate cu verbalizarea acestora. Acest lucru îi ajută să rămână conectați cu munca lor și să prevină eventualele erori. Foarte multe dintre acțiunile noastre sunt efectuate în mod automat. Tehnica Shisakanko ne obligă să le facem conștient. Pentru aceasta, trebuie să indicăm obiectele de care dorim să ne folosim și să spunem cu voce tare ce vom face cu ele. Toată lumea poate folosi acest sistem eficient în viața de zi cu zi. De exemplu, ne-am întâlnit deseori cu acea situație când am uitat dacă am deconectat sau nu firul de călcat. Data viitoare, înainte de a ieși din casă, indică-l și spune cu voce tare: am oprit firul de călcat. Cu siguranță îți vei aminti de această acțiune, ceea ce înseamnă că vei fi sigur că ai oprit echipamentul. Caută imediat răspunsuri la întrebările tale, înainte de a fi prea târziu. Să întrebi e o rușine pentru un minut, să nu știi e o rușine pentru întreaga viață. Japonezii iau întotdeauna inițiativa cu mare grijă. Acest lucru se datorează unei circumstanțe specifice. Japonezii înțeleg clar că toate lucrurile își au momentul potrivit. Și ideal ar fi să știm când vine acest moment pentru a spune sau a face ceva. Ce vreau să spun prin asta? Faptul că nu trebuie să ratăm oportunitățile care ne apar în cale și în același timp să nu luăm decizii pripite și necugetate. De asemenea, nu ar trebui să acționăm prematur. Ține minte, există timp pentru a pune întrebări și există timp pentru a căuta și a primi răspunsuri. Există situații în viață în care trebuie să rămâi calm și doar să privești și momente în care trebuie să acționezi rapid. Norocul vine în casa în care se râde. Norocul este mai mult decât doar o întâmplare neașteptată favorabilă nouă. Norocul este capacitatea noastră de a fi receptivi și deschiși pentru acceptarea în viața noastră a noilor oportunități, planuri, idei, daruri pe care soarta ne le-a pregătit. Sau poate fi răsplata tuturor lucrurilor realizate prin munca noastră altruistă. În Japonia, a te distra pe cinste este la fel de important precum a munci din greu. Și într-adevăr, cine se poate plictisi într-o țară în care au fost inventate karaoke-ul și cosplay-ul? Karaoke-ul în Japonia a rămas și până astăzi una dintre cele mai frecvente modalități de a scăpa de stres după o zi lungă de muncă. Japonezii cred foarte mult în importanța gândirii pozitive. Trebuie să încercăm să ne facem viața cât mai armonioasă prin intermediul relațiilor sănătoase, implicării noastre și prin intermediul anumitor reciprocități în familie. Fă-ți prieteni adevărați și primește acea fericire în inima ta atunci când mintea ta își dă seama și înțelege că totul este posibil în această lume și toate ușile sunt deschise pentru tine. Caută în tot ceea ce faci ordinea și armonia. Ordinea și armonia se construiesc din bun simț, iar bunul simț înseamnă respect pentru tot ce se află în jurul tău. Japonezii caută și creează armonie peste tot în jurul lor, de la comunicarea interpersonală până la aranjarea obiectelor. De exemplu, la baza artei ikebana și a poeziei tradiționale nipone tanka și haiku se găsesc principiile simplității și armoniei. Japonezii cred că dispunerea armonioasă a obiectelor și organizarea corectă a spațiului aduc liniștea în mintea și sufletul unei persoane. Alocă cel puțin un minut pe zi abilităților pe care îți dorești să le îmbunătățești. Conform principiului japonez Kaizen, care înseamnă îmbunătățire continuă, chiar și cea mai dificilă sarcină poate fi realizată cu ușurință, dacă este împărțită în etape mici. În viața reală, acest lucru s-ar traduce prin dedicarea chiar și a unui minut pe zi abilităților pe care îți dorești să le stăpânești și atunci, la final, vei obține un succes extraordinar. De exemplu, îți dorești să înveți o limbă străină. Fă acest lucru timp de un minut, dar în fiecare zi și uneori chiar mai mult dacă este posibil. În timp vei observa că nivelul de competență lingvistică a devenit mult mai ridicat. Secretul acestui principiu constă în sistematicitate. Un minut de practică zilnică se dovedește a fi mai productiv decât câteva ore de practică o dată pe săptămână. Profită la maximum de tot ceea ce deja ai. Poporul nipon poate învăța întreaga lume cum poți extrage beneficii maxime din cele mai mărunte lucruri, mai ales când vine vorba de utilizarea eficientă a spațiului limitat. Nu există teren în oraș pentru a construi locuințe noi? Nicio problemă. În Japonia s-a construit casa capsulelor, blocuri turn cu cele mai mici spații de locuit. În ciuda dimensiunilor modeste, au în interiorul lor tot ceea ce este necesar pentru o viață confortabilă. Ai grijă de cei care au nevoie de ajutorul tău. Japonia este prima țară în care cafenelele cu pisici, Neko Cafe, au devenit foarte populare.
apartamentele mici, regulile stricte de închiriere și un program de lucru încărcat îi împiedică pe mulți japonezi să aibă propriile lor animale de companie. Neko Cafe pentru ei este o modalitate excelentă de a obține emoții plăcute datorită interacțiunii lor cu animalele. Și de ce nu, posibilitatea de a avea grijă de pisicile fără stăpân. Regulile privind păstrarea pisicilor în astfel de cafenele sunt și la ora actuală o problemă controversată. Însă adoptarea acestei practici, care până la urmă salvează viața unor animale, are cu siguranță mai multe avantaje decât dezavantaje. Acum există din ce în ce mai multe cafenele cu pisici. Acestea apar în orașe complet diferite ale lumii. În multe dintre acestea, clienții au posibilitatea nu doar de a interacționa cu pisicile, dar și de a adopta. Adoptă un stil de viață sănătos. Japonia ocupă poziția de lider în lume în ceea ce privește speranța de viață. Secretul acestui lucru constă într-un stil de viață sănătos și o dietă echilibrată. Principalele ingrediente ale bucătăriei nipone sunt peștele proaspăt, fructele de mare, legumele, algele și orezul. Relaxează-te înainte ca stresul să se acumuleze. Cuvântul japonez hanami se traduce literalmente prin privitul florilor. Hanami este obiceiul tradițional japonez de a privi florile de cireș sau sakura. Acest obicei tradițional a devenit astăzi un festival impresionant, care atrage oaspeți nu numai din Japonia, ci și din întreaga lume. Oamenii călătoresc din oraș în oraș pentru a admira frumusețea florilor de cireș. Hanami nu este doar o sursă de relaxare și acumulare de emoții pozitive pentru japonezi, dar în spatele acestui eveniment există o întreagă filozofie. Perioada florilor de sakura sau cireș este foarte scurtă, ceea ce amintește de viață și de moarte, și de nevoia de a aprecia momentul prezent. Scopul final al înțelepciunii japoneze nu este dorința imperioasă de a ne schimba. Ea caută să ne facă să ne gândim mai mult la viața noastră și să încercăm să o construim în felul nostru, bazându-ne pe bunătate, modestie și respect. Pe curând!